Salut! De data asta vom face din nou partide de pescuit la păstră. Vom pescui pe acest pârâu foarte mic din spatele meu. Ca echipament voi folosi o lansetă de la Raptor, care are o lungime de 1,90 m, 0,3-4,5 grame puterea de aruncare. Am pus și o mulinetă Legalis și vom pescui doar pe rotative. Acolo mai sus mai văd o zonă mai faină. Dar am avut atac. Nu pot da seama. Da, uite-l. Unul pitic. Prins pe o rotativă MAPS, cred că azi doar cu MAPS-uri voi pescui. Cam ăsta e păstrăviorul. Hai să-i dăm drumul înapoi. Mulțumesc că ai venit. Uite-l. Hopa. Hopa, hopa, hopa. Nici pe asta nu-mi iau cu miciogul. Cam ăsta e păstrăviorul, prins pe o rotativă MAPS, stai mă, stai. Cam ăsta e păstrăviorul, fain colorat. Fain, îi dăm drumul înapoi. Bine, nu-i mare, dar ca coloristică, totuși, îi păstrăv. Opa, e acolo. Mi-a venit unul acolo. Hai că încercăm altă jmecherie. Încerca să dau din partea asta. Uite-l. Hopa. Pitic și asta, dar l-am prins. Bun, hai că s-a dus. Vedeți, am schimbat tactic, am dat din partea asta, la altă, că aveam poziție mai bună. Vedeți acel lemn? Acel lemn era pus aici pentru o cascadă. Uite, după cum se vede acolo, mai avem un lemn. Apa mare a distrus cascada și cam așa arată zona. Toată s-a sălbăticit. Da, am avut un atac până în repezi și a venit, dar nu știu de ce mănânc așa nimic. Foarte anemic mănânc azi. E încă dimineață și frig, știți? No, râul este situat la o altitudine foarte înaltă. Uite-l, încă unul. Ăsta e fain oare? Ce culori fain au păstrăvii ăștia. Ai ce burtă groasă are. Uite. De ce colorit? E prins pe o rotativă făcută de mine, corp de daun, paletă de MAPS. Dăm drumul înapoi, hai. Deci cam asta e rotativa. Interesantă rotativa. Este unul, fii atent, îl văd. Stă exact în apă mică, în repeziș. Uite. Ai, 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 ai. Uite-l. Unul pitic. Pitic, domnule, pitic. Hai că nu ne băgăm acolo să mai dăm. Îl vom elibera în zona asta. Uite, cam ăsta e păstrăvul. N-ai ce să te aștepți, că toate râurile din România au fost braconate, golite de păstrăvi. Hopa! Așa că rar unde mai prinde câte unul așa mai pitic.
Uite unul, vai de capul lui, pitic, 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 nu așa. Cam ăsta-i păstrăviorul. Hai. Am coborât din acea zonă deoarece acel râu se varsă în altul. Și aici avem o dimensiune mai mare a râului, adică un volum mai mare de apă și poate avem șanse mai mari. Acolo sus, pe râul acela este foarte scăzut și nu mănâncă. Hai să încercăm și pe aici să vedem. Nici aici nu e foarte mare apa, dar totuși este un pic mai mare. Hai să vedem totuși acolo pe dunga aia. Am avut atac. Uite-l. Unul pitic. V-am zis că e prin apa de pești de ăștia mici. I-am văzut în apă cum fugeau din mal. Cam ăsta e puiul de păstră. Hai. Să vedem acolo repezișul. Da. E acolo. A venit în repeziș. Le lansam eu core din prima. Văd că nu mai vine. Probabil s-a agățat puțin. Dar nu s-a agățat el tare. Mă bun, îl mai lăsăm un pic. Dăm în partea asta la altă. Uite-l. Hop. Ce fain a luat-o. Ce fain a luat-o rotativa. Bun, cam ăsta e păstrăvul. Nu-i mare. Dăm drumul înapoi. Mai încercăm și la asta la alt. Uite-l. L-am scăpat, mă. Ăsta a fost mai fain puțin. Da, uite ce zonă faină acolo. Uite-l. Își pare fain. Da, da, frumușel. Fain păstrăvul. Hai că le liberăm. Unde să le liberăm? Aici, în apă mică. Da, mă, fain. Uite aici. Ce culori faine are. Uite ce culori faine are, vedeți? Nu, ăsta da. Dăm drumul înapoi. No, du-te de acolo. Du-te în jos. Așa. Pe o rotativă map s-a fost prins. Uite-l. Încă unul. Ce fain a luat ăsta rotativă așa, în viteză. Uite. Cam ăsta-i păstrăvul. Hai să-i dăm drumul înapoi. Pișco. Pișco. Uite-l. Da, încă unul. Ce culori faine are ăsta. Priviți. Vedeți acele dungi albastre, ce fain se văd. Uite ce fain se văd acele dungi albastre. Puncte roșii. Hup. A plecat înapoi. Uite-l. Încă unul. Ce... Bă, ești nebun ce sare ăsta. Ăsta pare un pic mai fain. Da. Uite la el tot așa. Vedeți cum arată? E galben, puțin pe sub urtă. Puncte roșii cu negre, uite. Fain. Du-te înapoi, dragă. Uite, acolo văd o zonă mai faină. Vedem cum o abordăm. Uite-l. Din păcate e pitic și ăsta. Pitic, pitic.
Hai, du-te înapoi, dragă. Uite-l. Ce păstră fain. La frumușel. Uite ce fain e colorat. Asta da, super fain. Pe rotativă Maps-i prins. Uite, super. Îi dăm drumul înapoi. Ce-a plecat. Uite, încă unul. Și ăsta mai pitic. Cam ăsta-i păstrăvă. Hai, pleacă înapoi. Hai, vedem pe partea stângă. Gem pe acolo. Da, hopa, am avut atac. Da, da. A venit până mal, până repeziș, da, fugit după aia înapoi. Uite, mă. Interesant, mi-a venit și lângă mine unul. De exact aici mi-a venit. Uite-l. Da. Încă unul. Uite ce fain e și ăsta colorat. Hai. Bun, a plecat înapoi. În apa așa mai mică, cum cade rotativa, cum trebuie să o și activez. No, cam asta e șmecheria în apă mică. Deci, a căzut, am activat-o. Mai vedem ce cu zona aia acolo. Uite-l. Am văzut în apă mică, încă unul. Aceeași dimensiune, nu e mare. Nu. Cam ăsta-i păstrăvul. Uite-l. Plecat înapoi, mai înaintăm puțin. Pe acolo. Uite-l. Am scăpat. Incredibil, de acolo, domnule. Aici deasupra văd o zonă faină. Voi încerca pe partea stângă pentru început. Așa de control, uite-l. Deci, da, am scăpat. După cum se vede aici, râul se desparte în două. Eu azi dimineața am urcat pe acest râu mai mic. După care am coborât și am pescuit aici mai jos. Acum voi merge un pic tot înainte să vedem cum sunt locurile și dacă mănâncă ceva. Deci avem cu o cascadă, așa mai mică. Uite! Ce fain e! Ce fain e! Da, mă! Vedeți? Într-o cascadă mai mică am prins unul frumușel, zic eu. Uite cât e de fain. Același colorit aparte pe acest râu. Să-i dăm drumul, s-a și dezgățat. Hai, ce-a plecat. Uite-mă cum a căzut rotativ, acum a scăpat. Incredibil. Incredibil. Păi nu cred că a apucat să se învârtă rotativa și a fost pe ea. Așa ceva. Gata, voi încheia și partida de pescuit. Am avut o partidă de pescuit foarte dificilă. De exemplu, priviți aici, zonă faină și absolut nimic. Foarte greu s-au hrănit păstrăvii astăzi. Din cauza că debitul apei este foarte mic, apa este foarte curată și păstrăvul nu se prea hrănește. Hai, ne vedem data viitoare, v-am salutat!